Conform calendarului creștin ortodox, 6 ianuarie este ziua în care a fost botezat Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul. Cu acest prilej, Iisus a făcut cunoscut oamenilor la 30 de ani, vârstă pe care evreii o consideră a maturității. Se spune că Iisus nu a fost botezat pentru iertarea păcatelor lui, fiindcă el era fără de păcat, ci pentru sfințirea creației. Din punct de vedere calendaristic, boboteaza reprezintă încheierea ciclului celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă, care începe 25 decembrie, ziua nașterii Domnului sau Crăciunul. Legenda de la care a pornit obiceiul sfințirii apelor se referă la faptul că atunci când Ioan Botezătorul a început procesiunea botezării, diavolii au venit pe râul Iordanului pentru a o împiedica. În acel moment Dumnezeu le-a poruncit preoților să sfințească toate apele. Ca urmare, toți diavolii au căzut sub ghețuri și s-au înecat. Există și credința că în noaptea de bobotează fetele își pot vedea ursitul. Se spune că dacă își leagă pe degetul inelar un fir roșu de mătase, o crenguță de busuioc, își vor visa alesul. De asemenea, fetele care alunecă pe gheață și cad în această zi, se vor mărita sigur până la sfârșitul anului. Se pare că este valabil și pentru băieți. Conform tradiției, în seara din ajun, fetele care doresc să se mărite trebuie să facă o turtă de făină foarte sărată, să nu bea apă, ci doar un strop de aghiazmă, apoi să mănânce turta și să meargă la culcare. Noaptea tinerele își vor visa ursitul. O altă tradiție de bobotează, de fapt o practică magică de prorocire a anului, este aflarea rodului. Astfel, în noaptea de bobotează, se taie crenguțe din diferiți pomi fructiferi care se pun într-o oală cu apă la temperatura camerei locuite și după modul cum înfrunzesc și înfloresc rămurelele, se apreciază dacă anul va fi bogat sau sărac în fructe. Așadar, ziua de bobotează, 6 ianuarie, marchează sfârșitul ciclului de sărbători dedicate Crăciunului și anului nou, aceasta fiind închinată purificării mediului înconjurător, în special apelor de forțe malefice. În această zi, toți românii mergând la biserică pentru a lua apă sfințită, atât de necesară pentru tămăduire și purificare. Mai mult, odată cu apele, se sfințește și firea noastră. La bobotează răsare un nou soare, Soarele Dreptății, Hristos, care răspândește lumina sa peste toată făptura și prin apele ce se sfințesc, toate se înnoiesc.